Noi suntem harnici și vara și toamna și încercăm să vă ținem la curent cu toate acțiunile întreprinse în Republica Moldova pentru sănătate și pentru siguranță. În această dimineață am decis să venim cu anumite recomandări pentru a vă informa cum trebuie să mențineți în siguranță cardurile dumneavoastră, ori, potrivit statisticilor, în fiecare an sunt înregistrate peste 200 de infracțiuni ce vizează cardurile bancare, iar aici discutăm despre spargerea conturilor, despre furtul de identitate sau de încălcarea clauzei de confidențialitate. Alături de noi în această dimineață este domnul Iurie Roșca, șeful Direcției Investigații Infracțiuni Informatice. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Vreau să vă întreb mai întâi de toate cât de actual este acest subiect și de ce e important să îl abordăm? Mediul online la moment este omniprezent peste tot și evident că infracțiunile au trecut și în internet. Astfel este foarte important să abordăm acest subiect. Așa, deci trebuie să o facem. Acum vreau să facem o mică diferență de vârstă. Dacă înainte aveau acces la carduri bancare doar cei mari, doar cei care aveau carduri salariale, acum avem tot felul de servicii bancare prin intermediul cardurilor. Mai nou și copiii au acces la acestea. Cum ar trebui să ne ținem în siguranță conturile și cardurile, astfel încât să nu devenim victime ale acestor infracțiuni? Deci, în primul rând, trebuie să avem grijă cum folosim cardurile bancare la bancomate. Să nu facem achitări pe site-urile dubioase sau pe website-urile care nu ne simțim în siguranță. Sau care n-au fost verificate. Exact. Nu se lasă cardul bancar la vedere sau la îndemână altor persoane să fie fotografiat. Dacă este posibil, în mediul online, folosim un singur card bancar care nu mai este atașat de alte conturi și pe care soldul nu este atât de mare. Așa. La fel, este nevoie ca atât în calculatoarele personale, cât și de serviciu, dar și telefoanele mobile, acolo unde avem instalat serviciile de web banking, să avem instalate programe antivirus, dar și ultimele actualizări de program. Apropo, aceste aplicații antivirus, demonstrat și în alte țări, cel puțin există precedente în Statele Unite ale Americii, în Spania, au fost cele care au generat atacuri cibernetice. Aici trebuie să fim foarte atenți și la ce aplicații downloadăm pentru a ne securiza conturile, nu? Exact. Cu siguranță, din păcate, se atestă și faptul că cei care produc produse software, de fapt, sunt rău intenționați, nu toți, dar așa, o bună parte din ei, astfel încât aceste programe malițioase sunt depistate doar peste o perioadă de timp. Mm-hmm. Domnule Roșca, spuneați dumneavoastră despre faptul că trebuie să știm cum ne purtăm atunci când mergem la un bancomat. Ce ar însemna asta? Trebuie să ne Știu sigur că trebuie să fim atenți să nu fie cineva în spatele nostru pentru a nu observa ce PIN inserăm acolo. Ce alte reguli ar trebui să respectăm? Deci, nu doar. De fapt, la bancomate, tipuri de infracțiuni sunt mai multe. Nu vorbim doar despre tip de infracțiune skimming, care ați menționat dumneavoastră. De fapt, skimming-ul ar însemna o tastieră adițională atașată la bancomat și deci trebuie să fim atenți atunci când ni se pare suspect că pe bancomat este instalată o placă adițională a tastierei originale. Așa. La fel, tot în acest caz, pe cititorul de carduri, acolo unde introducem cardul bancar, să fim atenți, să distingem dacă cititorul este original sau este la fel ceva amplasat adițional acolo. Noi am avut, de fapt, anul precedent și un caz de cash trapping, ce ar însemna, de fapt, blocarea ușii prin care se eliberează banii, deci se instala un atașament special, da, deci o ușiță suplimentară, astfel bancomatul elibera banii, dar erau blocați în acea ușă. Ulterior, persoana credea că bancomatul nu este în regulă și pleca de la fața locului, iar infractorul peste câteva clipe doar, deci, îi rămânea doar să extragă acești bani și să plece. Dar spuneați chiar dumneavoastră, trebuie să fim foarte atenți să nu fie atașate anumite corpuri străine pe tastatură, în spațiul rezervat inserării cardului, da, și buzunărașul din care, ușița aia de unde vin banii. Exact.
spuneți că lumea pleacă de la bancomat. Și asta e o reacție greșită. Ce ar trebui să facă în această situație? Merg la administratorul filialei băncii, sună la bancă, sună la poliție. Cum reacționăm? În cazul dat, atunci când sesizăm o reacție, hai să o numim așa, negativă sau dubioasă din partea bancomatului, da? Adică dacă nu le-a eliberat banii, dacă a afișat un mesaj greșit sau dacă cardul ceva a fost blocat, trebuie imediat să sunăm reprezentanții băncii comerciale a bancomatului la așa. Care avem problema depistată. Totodată, dacă totuși am depistat careva schimere, cum am spuneam eu, adiționale, deci corpuri, deci urmează să anunțăm și poliția. Așa, și e de datoria noastră, practic. Suntem cetățeni responsabili și trebuie să facem acest lucru. Ce se întâmplă cu acele trei cifre, CVV-ul de pe spatele cardului, despre care toată lumea zice că sunt niște cifre absolut secrete, dar ele în continuare sunt solicitate pentru efectuarea unor plăți online? Deci, ca măsură de securitate, deci atunci când se eliberează cardul, noi avem codul PIN, da. Și de el avem nevoie atunci când efectuăm cardurile cu prezența fizică a cardului. Codul CVV este aplicat în spatele cardului și este aplicat doar atunci când efectuăm cumpărături online. De aia că, mă rog, nu avem unde introduce în sistemul informatic acel card și se presupune că cardul este la îndemâna persoanei, da? Cetățeanului care este deținătorul acestui card și oarecum o să aibă grijă. Dar, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, trebuie să avem mare grijă ca nimeni să nu citească, să nu fotografieze acel cod CVV, deci să-l purtăm în siguranță. Și vreau să vă mai întreb despre modul în care avem grijă de acele parole, password-ul de la carduri. Se întâmplă adesea, nu că am fi noi tare bogați, dar avem de la o bancă comercială un card salarial, avem un card curent de la o altă bancă, avem un card pe care primim remitențe de peste hotare și avem o multitudine. Adesea lumea nu reține toate aceste parole și recurg la două metode. Una, fie pun o parolă universală la toate, sau descarcă o aplicație pentru password saver. Cât de bune sunt aceste metode? Evident, nu putem recomanda astfel de metode, cum spuneam puțin mai înainte, da? Deci se constată că unele aplicații malițioase, de fapt, sunt depistate abia peste un timp și niciodată nu cunoști dacă aceste informații ale tale confidențiale sau parole, de fapt, nu au fost expuse undeva. Noi cunoaștem despre cazuri când aceste informații, aceste parole, odată scrise în telefon sau în calculator, având în vedere că acest telefon sau calculator poate fi infectat cu un malware, adică cu un virus, deci ele pot fi ulterior sustrase, da? Și revândute pe forumuri internet, da? Pe piața neagră. Da? Se întâmplă adesea banii pierduți de către un utilizator a unui card să fie recuperați? Da, sigur. În cazul în care se depune o plângere la organele competente, atunci se demarează procedura în sine și totul revine. În cazul în care cetățeanul depune o plângere sau sesizează organele de drept, se analizează această sesizare, se analizează rulajul bancar al operațiunilor, se identifică anumite puncte de reper de unde putem începe o investigație, da? Putem porni o cauză penală, după care se parcurge tot mersul anchetei. Respectiv, evident că în multe cazuri avem rezultate bune unde depistăm infractorii și astfel să recuperăm și banii cetățeanului. Și asta este absolut minunat. Adesea auzim despre atacuri cibernetice, atacuri la nivel informațional, dar vizează fie anumite instituții ale statului, fie statul propriu zis, anumite instituții strategice și nu ne dăm seama că, de fapt, victimele putem fi chiar noi atunci când nu ne așteptăm. Tocmai din acest motiv e importantă și stabilirea unor acțiuni de informare și sensibilizare a populației. Lucrul ăsta știu că se desfășoară în mai multe țări. Din nou revenim la precedentul Statelor Unite, Germania, Italia, Spania. Facem și noi lucrul ăsta?
Da, sigur. Dar aș vrea să menționez doar un moment. De fapt, cum ați început și dumneavoastră a spune, atunci când menționăm de infracțiuni informatice, cetățenii trebuie să cunoască că nu vorbim doar despre infracțiuni de sustragere a mijloacelor financiare de pe carduri bancare. Vorbim și despre falsul informatic și despre fraude, intruziuni, chiar și, din păcate, abuz sexual online al copiilor. Dar, da, noi mergem cu, desfășurăm anual, trimestrial, campanii de informare a cetățenilor, ca cetățenii să cunoască despre, să fie informați despre riscul la care sunt expuși în mediul online. Începând cu finele lunii octombrie și pe parcursul lunii noiembrie, angajații Direcției Investigației Infracțiuni Informatice vor desfășura campanie Fii Precaut, utilizează în siguranță cardurile de plată. Acțiunea se va desfășura pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vine să informeze populația despre regulile de bază de utilizare a cardului bancar și totodată să promoveze o educație financiară în rândul cetățenilor pentru și a diminua acest număr mare de infracțiuni. Îmi place tare mult că ați extins această campanie pentru că majoritatea evenimentelor se desfășoară în municipiul Chișinău, acolo unde lumea de fapt are acces la mai multe informații și zonele periferice sau anumite sate din raioane mai îndepărtate nu ajung să asimileze aceste informații pe care le furnizați dumneavoastră. Cine este target sau care sunt oamenii beneficiarii acestor întâlniri informaționale? Poate participa oricine, acei adolescenți care intră pentru prima dată în posesia unui card sau deja oameni care s-au confruntat cu problemele respective? Noi vom desfășura acțiune pe întreg teritoriul Republicii Moldova, Chișinău, toate raioanele, împreună cu și alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne, deci nu doar angajații direcției. Respectiv, vrem să acoperim un număr cât mai mare de cetățeni, să sensibilizăm societatea civilă cu problema actuală. Deci oricare cetățean va fi informat despre aceste reguli. Totuși ne dorim în primul rând să fim auziți de către cei care anume utilizează cel mai des cardurile, da? La ziua de astăzi sunt mulți tineri care efectuează achitări în mediul online. Sunt persoane care efectuează tranzacții, multe companii private sunt în mediul online și la fel utilizează acești bani de pe conturile bancare. Și din acest motiv trebuie să fie foarte informați. Ați menționat un subiect tare dureros, dar tare actual, abuzul sexual al copiilor, care e legat cumva de această infracționalitate informatică. Cum se desfășoară acest lucru? Vorbim de șantaj sau sunt și alte cauze care generează acest abuz? De fapt, când spunem abuz și exploatare sexuală online a copiilor, vorbim și despre ademenirea minorilor în scopuri sexuale, vorbim și despre șantaj, vorbim și despre acțiuni perverse care pot fi nu doar în, pot fi și în mediul online, din păcate. Vorbim și despre răspândire a pornografiei infantile. Sunt niște lucruri care se întâmplă inclusiv în societatea moldavă și trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru. Acum se mai întâmplă adesea, cineva fură cardul bancar, te sună și solicită o sumă de bani pentru a restitui cardul. Cea mai bună soluție, evident, ar fi să suni la banca care ți-a emis acest card, să-l blochezi și ulterior să-l schimbi. Lumea din Republica Moldova mai e vulnerabilă la astfel de amenințări sau suntem poate mai responsabili și mai conștiincioși? Aș spune că am devenit mai responsabili și datorită eforturilor depuse de către direcția pe care o conduc, de către colegii mei și din alte inspectorate de poliție. Totodată am efectuat diferite campanii de informare. Dar, într-adevăr, din păcate, anii precedenți, 2020-2021 și la moment mai persistă încă astfel de plângeri a cetățenilor care, iată, ne comunică că au fost înșelați la telefon. Pentru asta este nevoie să nu divulgăm nimănui datele noastre personale, să fim atenți cu cine discutăm la telefon. Chiar dacă pe ecranul telefonului apare un număr de telefon care s-ar părea că ar fi al unității bancare,
Deci nu trebuie să discutăm cu persoana care se reprezintă din stafful de securitate sau oricare operator, alt operator, da. Deci urmează să nu divulgăm aceste date, să sunăm noi, să apelăm noi la numărul pe care exact îl cunoaștem sau să intrăm la o filială cea mai apropiată pe care o avem și să comunicăm, să întrebăm. Uitați, am fost sunat de o persoană, mi s-a comunicat, ar fi oare adevărat? Și atunci am primit o informație corectă, exactă. Domnule Roșca, și vreau să vă mai întreb despre un caz adesea răspândit, cel puțin în municipiul Chișinău, în grupurile de pe rețele de socializare, adesea întâlnim această întrebare. Am pus cardul meu într-un bancomat pe care nu scria de la ce bancă e, pur și simplu staționa acolo, nu aveam un număr de telefon, el a rămas blocat acolo. Am telefonat la bancă, am blocat acel card, dar cineva, dacă îl recuperează, mai poate face ceva cu el sau contul meu este în siguranță? Deci să are în vedere dacă cardul bancar a fost retras din bancomat, exact, dacă noi putem utiliza? Da, nu, dacă eu deja l-am blocat pe ăla, am sunat, am fost cetățean de bună credință, l-am blocat, mi-am emis alt card, dar ăla vechi a rămas acolo. Dacă cineva îl recuperează de acolo, mai poate face anumite mișcări? Nu. Deci se presupune în cazul dat că dacă banca a fost informată despre faptul că acest card sau cont bancar atașat acestui card urmează a fi blocat, de fapt se poate simți în siguranță. Minunat! Atunci suntem în siguranță, doar că e nevoie și noi să citim, să ne informăm și să fim ochi și urechi la această campanie Fii precaut și utilizează în siguranță cardurile. O campanie ce se va desfășura pe teritoriul întregii țări, dar mai multe detalii o să ne relatați pe parcurs, cel puțin în luna noiembrie. Vă așteptăm, inclusiv cu bravii dumneavoastră colegi, pentru a ne relata și despre feedback-ul obținut de oamenii care vin la aceste întruniri. Vă mulțumesc foarte mult, obligatoriu venim. Alături de noi a fost domnul Iurie Roșca, șeful Direcției Investigații Infracțiuni Informatice. Aveți grijă de securitatea cardurilor dumneavoastră.